După o pauză forțată, mini-fotbalul românesc a revenit în peisaj și a reunit cele mai bune echipe din țară. HDS Drobeta Turnu Severin a fost surpriza plăcută a Supercupei României de la Oradea. Echipa noastră a eliminat nume mari pe parcurs și s-a calificat în premieră pentru mini-fotbalul mehedințean la turneul final al campionatului național de la Râmnicul Vâlcea. Federația de mini-fotbal din România a organizat în perioada 4-6 iunie la Oradea competiția Supercupa României, criteriu de calificare la campionatul național de la Râmnicu Vâlcea. Cele mai bune 48 de echipe din țară s-au duelat, iar HDS Drobeta s-a clasat pe locul 9. A fost o competiție foarte frumoasă. A fost un an la care Federația Română de Minifotbal a schimbat puțin sistemul de participare. Din fiecare județ a participat cea mai bună echipă, iar echipa HDS și-a meritat pe deplin dreptul de a participa la această competiție. Au avut o dăruire extraordinară. Au fost 48 de echipe, iar echipa, spre surprinderea tuturor, a fost surpriza campionatului acestei competiții de la Oradea. Ne-am clasat pe locul 9 din cele 48 de echipe participante și ne-a dat dreptul de a participa la campionatul național de la Râmnicu Vâlcea din următoarea perioadă. Campionatul național este programat la Râmnicu Vâlcea pe arelene Traian între data de 1 și 3 iulie și este cea mai importantă competiție la nivel național pentru mini-fotbalul românesc. Campionatul național de la Râmnicu Vâlcea, care se desfășoară în perioada 2-4 iulie, este cea mai importantă competiție națională. Vor participa cele mai bune 16 echipe din țară. Dacă la Oradea au fost 48 de echipe și am avut șansa să ne calificăm la Râmnicu Vâlcea, aici vom da de echipe mult mai organizate, mult mai puternice. Vor fi un nivel, să zicem, dacă mai profesionist. Dacă la Oradea a fost partea amatorism plus profesionism, aici vom fi doar profesioniști. Adică profesioniști luați tot din rândul amatorilor, pentru că la minifotbal participă doar amatori, jucători de Liga 3 maxim și cei din Liga 4, Liga 5 sau simpli jucători din curtea școlii care le place acest fenomen. HDS Drobeta s-a înființat în anul 2017, iar denumirea echipei și istoria sa sunt pline de semnificație. La momentul respectiv, când organizam campionatul de minifotbal mehedinți, am solicitat ajutorul mai multor sponsori, mai multor persoane care vor să ajute, să susțină echipe, să înființeze. Fiind un sport de amatori, am ajuns la concluzia că nu trebuie să forțezi pe nimeni să vină, nu trebuie să ai performanțe, nu trebuie să ai nimic. Aici am găsit un om în persoana domnului Sandu Hornoiu, care a venit și a susținut echipa. N-a știut nimeni cine este Sandu Hornoiu, n-a știut cine este HDS. Cum am ajuns la HDS, că aici este, cred că, HDS Drobeta, domnul Sandu Hornoiu a avut un frate. Domnul H este la Hornoiu, D este de la Dumitru și S este de la Sandu. Am făcut așa niște mici mișcări de cuvinte. Iar Dumitru, fratele dânsului, a fost un jucător de Liga 2, un jucător emblematic al județului nostru. Din păcate a decedat. Iar în memoria lui, domnul Sandu a hotărât să susțină această echipă. Așa s-a ajuns la susținere și la tot ce înseamnă HDS Drobeta. Atât primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, cât și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, au venit în sprijinul echipei de minifotbal mehedințeană, susținând-o prin toate demersurile întreprinse. Autoritățile locale, să știți că au fost tot timpul alături de noi, indiferent dacă am organizat o competiție locală, indiferent dacă am organizat o competiție națională, și atât primăria cât și Consiliul Județean au fost alături de noi. Participarea la această competiție, în momentul în care am spus, domnule, avem și noi performanțe și dorim să participăm acolo, nu s-a pus niciodată problemă și nu s-au pus piedici pentru sportul mehedințean. Cu atât mai mult ne-au și încurajat. De ce spun asta? Pentru că primele patru echipe care se califică la această competiție de la Râmnicu Vâlcea participă la Rimini în toamnă la Champions League. Adică este o oportunitate. Niciodată județul Mehedinți n-a avut o clasificare, n-a avut o participare la acest nivel.
Vreau să le mulțumesc pe această cale celor doi reprezentanți ai primăriei, domnul Marius Creciu și Aladin Georgescu al Consiliului Județean. Supercupa României a reprezentat criteriul de calificare pentru campionatul național programat la Râmnicu-Vâlcea pe arenele Traian între 1 și 3 iulie. Astfel, primele 15 echipe clasate au obținut calificarea la turneul final.